Dar vă mai spun ceva. Cu toții cunoaștem că a existat în istoria omenirii așa un personaj ca Isus, însă foarte puțin cunosc ce părere are el despre mâncarea adecvată omului, adică ce trebuie să mănânce specia umană pentru a fi sănătoasă. Și atunci eu îți vă dau citirii un fragment din cartea Evanghelia Eseniană a Păcii. Este o traducere a unui manuscris găsit în 1928 în arhivele secrete a Vaticanului. A fost găsită, tradusă de Edmond Bordeaux. Și iată, foarte scurt, cum vorbește Isus despre alimentația adecvată omului. Nu ucideți nici oameni, nici animale și nici alimentele pe care le duceți la gură, căci dacă voi mâncați alimentele vii, ele vă vor însufleți. Dar dacă voi mâncați alimente moarte, ele vă vor omorî la rândul lor. Căci viața provine numai din viață, iar din moarte nu rezultă decât moarte întotdeauna. Tot ceea ce omoară alimentele voastre, omoară de asemenea corpul vostru. Și tot ce omoară corpul vostru, omoară de asemenea spiritele voastre. Corpurile voastre devin ceea ce este hrana voastră, precum spiritele voastre devin ceea ce gândiți. Iată de ce voi nu trebuie să mâncați nimic din ce focul, frigul și apa a distrus, căci alimentele gătite, înghețate sau intrate în putrefacție ard, îngheață și putrezesc de asemenea corpul vostru. Adevăr zic vouă, trăiți numai cu focul vieții și nu tratați alimentele voastre cu focul morții, care vă omoară atât hrana voastră, cât și corpurile și sufletele voastre. Mâncați toate fructele pomilor și plantele câmpurilor. Toate aceste alimente au fost create cu focul vieții. Ele sunt darurile Maicii voastre pământești. Sare în vedere focul morții atunci când temperatura lui este mai mare ca temperatura sângelui. Așa a explicat Iisus la întrebarea ce reprezintă focul morții. Focul vieții este cel care se află în noi și în toate organismele vii. Concluzia care o putem face este că Iisus era pentru raw veganism și îndemna ceilalți oameni să ducă un așa mod de viață, adică să nu omoare animalele și să mănânce doar fructe, legume, verdeață și toate în stare crudă, adică vii, care n-au fost trecute prin foc. Așa că, succes! Am hotărât să țin seminarii online, gratuite, despre alimentația corectă. Le-am numit Viața din mâncarea ta. Le țin o dată pe săptămână, de obicei marțea, la ora 19:00. Dacă ești interesat în a afla mai multe despre care este hrana adecvată omului, atunci poți să te registrezi la webinare. Linkul poți găsi sub video sau dacă acest video nu este pe YouTube, dar pe un site, atunci vei găsi forma de înscriere în partea dreaptă a videoului. Îți doresc succes!